Parcul Național Domogled, noi am atacat în instanță amenajamentul silvic, constatând că mai multe păduri care puteau să îndeplinească criteriile de a fi declarate virgine sau quasi-virgine erau incluse în amenajament pentru a fi tăiate. Între timp, în urma campaniei și demersurilor pe care le-am făcut, și Comisia Europeană a demarat o procedură de infringement, prin care a constatat că amenajamentele silvice nu erau legal adoptate, întrucât nu existau proceduri de evaluare de mediu realizate, pentru că aceste păduri se află și în situri Natura 2000, care sunt protejate la nivel comunitar. Bine ați venit în Parcul Național Domogled, care acoperă o suprafață de 62.000 de hectare. Este cel mai mare parc național din România. Din păcate, această pădure, acum 4 ani de zile, urma să fie exploatată și, datorită ochiului vigilent al unuia dintre voluntarii noștri, am descoperit acest lucru și imediat am început procedurile de a declara această pădure virgină. Înseamnă că este salvată pentru totdeauna, a fost inclusă în tipul funcțional T1 și că nu se va mai efectua niciodată vreo tăiere în ea, iar faci cum sunt acesta, bătrâni de până la 200-300 de ani, vor fi protejați definitiv și nu se va mai interveni niciodată. În anul 2016 am început să monitorizez zona și efectiv să mă implic direct în anul 2017, când am constatat că aici e o suprafață foarte mare de păduri virgine. M-am ocupat de identificarea și protejarea pădurilor virgine din zona Banat. Am început cu Munții Țarcu, iar apoi am continuat cu Parcul Domogled Valea Cernei. Și am identificat că acestea erau singurele două văi intacte din tot Parcul Național și mi-am dat seama că ele trebuie protejate de orice fel de exploatare și că era iminentă distrugerea lor. Soluția pe termen lung ar fi ca legiuitorul să se implice în mod direct, Ministerul Mediului în special, ca să protejeze aceste păduri, să le identifice cât mai repede. Sprijin al celor din comunitatea Agent Green contează. Fie că donezi lunar sau fie că donezi o singură dată, financiar, o sumă de bani, fie că îți donezi timpul și că vii cu noi la acțiunile Agent Green, fie că donezi know-how, cunoștințele tale și ne ajuți pe ce știi tu mai bine să faci, fiecare contribuție contează. Pic cu pic duce la această victorie minunată. Agent Green salvează ultimile păduri virgine!